Fiți vade mecum cu mine, vade mecum. Ce vreau să înseamnă? Un ghid. Splendid ideea. Un ghid pentru a cunoaște modul în care putem să ne păstrăm sănătatea creierului. Vade mecum. Iată ce a realizat academicianul Vlad Șurea într-un mod cu totul excepțional. Pe înțelesul tuturor, și asta este o calitate extraordinară a oricărui doctor, să realizeze un consimțământ informat. Iată de ce și oamenii care sunt din afară școlii medicale înțeleg și modul de exprimare pe înțelesul tuturor merită, din punctul meu de vedere, toate laudele. Sigur că interpretarea cărții este una fabuloasă. Cred că și cei din lumea medicală au ce învăța. Eu însumi nu trebuie să ascund faptul că n-am știut că sinapsele ating o valoare de 24 înmulțit cu 10 la puterea 19. Este incredibil. Harvard. Fantastică. Harvard. Da? Corecțiune. Corecțiune. Că Einstein a avut autostrada, da, citesc de memorie, da, da, de carte, da, că a avut autostrada cea mai plină de conexiuni. Nu există un corp caros mai dezvoltat decât l-a avut Einstein. Iată că avem de învățat în această și pot continua cu exemplu. Mi se pare o realizare cu acest vademecum demnă de toată laudă. Sigur că poate interpretarea stresului m-a invitat să aprofundez o leagă în tot ce aveam într-un folder care se numește Ibn Sina Abu Ali. Avicenna. Avicenna a făcut prima demonstrație, sigur, în carte găsim conceptul nou despre stres, pe care autorul dezvoltă la parametri comprehensibili pentru toată lumea. Dar revenind la Avicenna, trebuie să spunem că el a făcut prima demonstrație a stresului, observând cum un lup aflat dincolo de un gard care separa și care se agita să găsească o soluție cum să mănânce mielul din curtea de lup. Astfel a observat că după o săptămână mielul a murit. El nu s-a mai alimentat și groaza că lupul s-ar putea să ajungă la el și să-l mănânce l-a făcut să nu se mai alimenteze, să nu mai bea apă, chiar dacă nu era alcalină, și astfel s-a pierdut o săptămână. Iată de ce stresul pe care l-a suferit mielul din experimentul lui Avicenna, din observația pe care a făcut-o, este prima demonstrație că un creier stresat riscă să aibă sindromul neurasteniei, cum se numea în tinerețe, nu? Acum se numește burnout. Deci, lucrurile sunt extraordinare, de frumos prezentate și cred că dacă ar fi să spunem că există un loc în care sufletul are reprezentare, iată, acela este undeva deasupra chiasmei optice. Am aflat că și conexiunea cu neuroteologia merită extrem de multă atenție și că autorul acestei cărți, domnul academician Vlad Șurea, merită toate aplauzele pentru realizarea acestei cărți și trebuie citită și de lumea medicală, nu numai de cea medicală.